pentru că merită. Plus că Tănase într-o formă foarte bună, chiar a jucat foarte bine și mă așteptam să fie convocat sincer la echipa națională. N-a fost, dar Tănase chiar mi-a plăcut mult. Probabil că nu vor mai lipsi acum, nici Tănase, nici Denis. Nu știu, dar nu noi suntem selecționerii, dar Tănase chiar a fost într-o formă foarte bună în ultimele partide. Banca e adevărat, un pic cam, nu neapărat slabă, dar subțiată în continuare. Pe banca la Clinceni însă se află și Florin Gardoș și Paul Pârvulescu. Toți au așa, cred, o sete de revanșă. Sau, mă rog, nu de revanșă, de a demonstra ceva în meciul ăsta. Da, o echipă schimbată, spuneam și la Clinceni. Cum vedeți meciul ăsta? Mă gândesc că o vedeți pe FCSB câștigând, nu? Cred că Clinceni are mai mult nevoie de puncte pentru în acest joc și cred că nu va fi un joc simplu pentru FCSB, deși cred că FCSB are prima șansă pentru a câștiga această partidă. O echipă mult mai experimentată, cu jucători mult mai valoroși, dar orice este posibil într-un astfel de joc. Dar uitați, Clinceni, deși e în partea a doua a clasamentului, n-a primit gol de patru etape. De patru etape, 0-0, 2-0, 0-0, 0-0, da. Exact. Chiar mie place de ele de Păinaru, chiar sincer, organizează foarte bine echipa, stau bine în teren, pragmatică, nu? Periculoși la fazele fixe și părerea mea că va fi un meci echilibrat astăzi. Eu părerea mea că Clinceni nu are nimic de pierdut. Ok, și un punct pentru Clinceni astăzi, dar nu are nimic de pierdut. Și cred că vor face o partidă bună. Bineînțeles, datorită lotului și luat individual, FCSB este favorită. Cred că vor câștiga astăzi, dar nu le va fi ușor. Haideți să mergem să-l ascultăm pe Toni Petre. Bună seara! Cum credeți că va arăta acest joc, având în vedere că, de exemplu, Clinceniul vine după 4 meciuri fără gol primit? Bună seara! Da, un meci dificil în compania unei echipe care a primit puține goluri, care a pierdut doar un singur meci în compania campioane. Știm lucrul ăsta, am atenționat și jucătorii, trebuie să fim foarte atenți, să încercăm să ne impunem stilul, să-i facem să greșească și să încercăm să marcăm cât mai multe goluri, dacă se poate. Cum au fost cele zilele de pauză care au trecut și când și cât ați reușit să stați împreună cu toată echipa? Da, am avut aceste două săptămâni de pauză competițională pe care sper că le-am fructificat, le-am valorificat la maxim, vom vedea în seara asta. Da, a fost foarte bine că am avut majoritatea jucătorilor, mai puțin cei care au fost la lotul de tineret. Am putut să ne revenim, zic eu, din punct de vedere fizic și nu numai în perioada asta și sper ca, începând cu meciul din seara asta, să se vadă și pe teren acest lucru. Ați reușit să antrenați așa cum v-ați fi dorit? Da, da, da. Da, chiar sunt mulțumit de modul cum au descurs pregătirea în perioada asta. Felicit și pe jucători pentru modul în cum s-au pregătit. Încă o dată, una este modul de pregătire și alta este jocul. Sper să punem în practică pe teren și să câștigăm. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu! A deținut cont și de pauza asta, pentru că Toni Petra, sunt convins că a pus foarte mult accent pe pregătirea fizică și probabil se bazează, exact ce spunești tu, Vasile, și pe dorința asta a lui Tănase, a lui Denis Mandece, nu? Chiar și a lui Moruțan de a arăta în campionat, că eu sunt convins că se gândesc la echipa națională. 100%, mai ales în primul rând să vorbim despre Denis, nu? Mamă, care chiar într-o formă foarte bună și asta a demonstrat-o și în campionat și la U21, nu? A jucat foarte bine, a marcat, dar important e să joace bine, să joace, să țină această linie, pentru că chiar e pe un drum bun, o pantă ascendentă și dacă va juca așa, cred că va pleca și afară. Da? Îl vezi? Da. Într-adevăr, un produs de export? Da, pe Denis Mann, da. Denis Mann, Florinel Coman, vorbesc de FCSB acum, Moruțan, dacă va juca și va avea continuitate, Olaru, sunt patru jucători chiar foarte, foarte buni pentru campionatul meu și mie îmi plac enorm acești patru jucători. Da, este o analiză așa optimistă din perspectiva fanilor lui FCSB. Ceea ce... Da, cu toate că eu știu, dar eu spun exact ce văd și realitatea. Haideți să-l ascultăm și pe Ilie Păinaru și revenim cu concluziile. Bună seara! Cum s-ar traduce un rezultat bun pentru Clinceni în această seară? Bună seara!
Simplu, o victorie. Și italienească, dacă se poate. M-ar mulțumi, aș fi bucuros. Avem nevoie. Are Clincenul și forța necesară să obțină o victorie? Da, de ce nu? De ce nu? Pentru că venim după câteva rezultate de egalitate în care nici nu primim gol și am rămas datori pe faza ofensivă și să sperăm că astăzi ne vom crea mai multe ocazii decât am făcut-o la meciurile trecute. Să ne așteptăm să-l vedem și pe Raul Rusescu în această seară evoluând? E posibil orice. Cristi Tănase, care e situația cu el? Este accidentat. S-a accidentat când a fost campionatul întrerupt la meciul amical. Nu e o accidentare gravă, dar e o accidentare care îl ține puțin deoparte, mai ales la acest meci. Cât va mai sta? E vorba de câteva zile. Mulțumesc frumos! Și eu. Da, flash interviu așa, cu Ilie Poenaru. Vă readuc aminte, domnilor, că în februarie Clincenul a scos un 0-0 cu FCSB în deplasare, dar în rest au fost 3 goluri marcate de FCSB în primul meci. Uite, Tănase, Coman și Moruțan erau atunci marcători, tot în deplasare, în primul meci dintre cele două echipe. Mai avem foarte puțin din această emisiune. Evident, ne vom întâlni și la final cu reacții în aceeași formulă. Aș vrea să... Bine, Vasile, tu ai spus că bate FCSB, dar bate... Am zis greu, dar da, pornește cu prima șansă. Cristi, tu ce părere ai? Ești un pic mai rezervat. M-am rezervat pentru că orice se poate întâmpla și Clincen are jucători noi, jucători, probabil va intra și Rusescu, mai are pe Pârvulescu, adică sunt niște jucători cu experiență, jucători foarte buni, orice se poate întâmpla. Dar eu cred că valoarea lotului FCSB-ului e mult peste cea a Clincenului și cam aici se face diferența. Dar de aia nu pot să dau un pronostic, pentru că fotbalul e așa, cu surprize. Da, apropo de pronosticuri, o vedeți acum pe FCSB, după ce o să-i revină toți jucătorii, să spunem, o vedeți la același nivel cu Craiova sau CFR, de exemplu, că despre ele vorbim. Dacă n-ar fi avut problemele cu COVID-ul și... Erau deja, nu? Eu zic că FCSB era pe locul 1-2, după cum a început campionatul și cum a jucat echipa. Mie mi-a plăcut foarte mult. Cel puțin la început, primele etape, chiar am zis FCSB să bate la campionat 100%. Bine, și dacă ne uităm puțin, Vasile, e cam cea mai ofensivă echipă, pentru că e echipa care își creează cele mai multe faze. Uite-te ce jucători și de atac și acum la mijloc. Uite-te. Da, ei au făcut asta și cu... Da, și cu copii, dar chiar au de la mijloc în sus, chiar o echipă foarte bună. Și, încă o dată, mie îmi place Toni Petea ca antrenor, sincer. Văd altceva. S-a văzut o schimbare de când exact a venit. Exact, ăsta e adevărul, ce să... Bravo lui. Da, vă lăsăm așadar în compania acestei partide și ne vom întâlni, spuneam, în aceeași formulă cu concluzii și, evident, și reacții. Domnilor, vă mulțumesc pentru prezența la emisiune, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Vizionare plăcută la meci, ne revenim după.